Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu am încheiat vacanța de vară cu o nuntă în Normandia. Ceva deosebit. M-am întors. Cum a fost meniu? Al alteri. Ai primit ouă de alea umplute? Să știi că flori de roșii sau de am primit morcov. Salată nu. De beu făcută cu pui, ceva? Nu, mă, nu. Le lipsesc toate. Ce se mănâncă, domne, la nuntă? Niște ouă de prepeliță au avut umplute cu niște fasoane de astea franțuzești, da, miniaturale. Deci ai plecat mor de foame. Vrei să spun cum se desfășoară nunta? Stai. În primul rând, stai. Dar vreau să înțeleg. Deci a fost în primul rând nuntă de francezi sau de români mutați? Nuntă de francezi. Franțuși. Mă, și e cu dar? O colegă, da. A... O fostă colegă de ale Oanei. Da. Franțuzoaică. Aha. Care a făcut un stagiu aici, după aha, care a rămas, a fost angajată la bancă la Oana. Bravo. Și soțul ei, tot francez, s-au cunoscut în România. Aha. El, la rândul lui, expat la o firmă de-asta de jocuri pe calculator. Ce tare. Și oamenii s-au cunoscut aici, au 20 ceva de ani. Acum spre 30. Și au avut lăutari francezi? Nu. Altceva vreau să spun. N-am fost impresionat în viața mea de dragostea unor străini pentru România cum am fost în cazul de față. Ce frumos. Deci s-a vorbit despre România în continuu. Mesele erau ornate cu motive românești. Au făcut un joculeț, au pus pe fiecare masă câte un citat din Ionesco în limba română. Și au provocat pe invitați, majoritar francezi, evident, să traducă acel citat. Și aia băteau cap, tot veneau pe la noi la masa de români. Ce mișto. De altfel, erau suficient de mulți români și românce care au sunt căsătoriți acum cu cetățeni francezi și fie trăiesc acolo, unii mai trăiesc și pe aici. În fine. Mișto. Dar oamenii fan... Numai Oana, au... săraca, căsătorită cu cetățean român. Da. Dar ce... simpatic. Cine e vorbitor de franceză, dacă de cât o rup. Oamenii după ce s-au cunoscut aici și-au... cu germana, da. Și-au luat o rulotă și-au călătorit prin toată România cu rulotă, adică au văzut mai multe locuri de România. Foarte curajoși acești francezi. Exact. În fine, nunta în sine a fost în felul următor. A început, scria că e de la 3 la 12. 3 ziua. Da, că am primit un program al nunții. Știi? Da, și ne-am dus acolo la ora 3 jumate. Am nimerit în mijlocul unui speech. Erau nunta asta desfășura la un șatou, wow, un domeniu foarte mare, foarte mișto, în natură, cu anexele castelului, nu știu, castelul în sine nu, da, făcea parte din... Dar în rest, anexe, poiană, jmecherii, lolouri, pădurice. Și ăștia erau într-un hambar toți invitații, vreo 140, și vorbea mama Miresei, după care a vorbit mama Mirelui, după care au vorbit surorile, după care la un moment dat am luat lista aia, zic, mânene, ce se întâmplă? Era o listă la un moment dat, separime, de speech-uri. Cu, da, cine ține speech-uri. Și au ținut speech-uri mamele, surorile, o sumă de prieteni și la sfârșit cei doi miri. În toate speech-urile s-au vorbit despre România. Foarte frumos. Extraordinar. Țara tuturor posibilităților. Păi sigur nu erai la camera ascunsă sau nu, ceva? Nu, și eu am crezut la un moment că zic ceva în neregulă. În fine, după asta a fost un cocktail de la ora 5 la 8 în care s-au servit aperitivele și cocktailuri. Și sunt fel de fel de bușeuri, de lolouri, de astea micuțe franțuzești. Deci ai murit de foame. Și la 8 a început nunta în sala de mese. Cu mese ca la noi și a început cu muzică. A intrat pe muzică toată lumea. Toți mesenii au început să agite ștergarele. A fost o atmosferă foarte mișto și neașteptată. Nu spuneau ei aia cu... Dar la au venit sarmalele, s-a cântat? Nu. Ca să nu-ți mai spun că în momentul când s-a terminat cu spiciurile și ei și-au pus verighetele, s-a difuzat dragostea din tei. O zonă. Și au început, cum spuneam, cu muzică, cu dans, cu nu știu ce. Scuză-mă, paranteză. Deci asta cu dragostea din tei este cum era cu Hagi, știi? Când te duci în străinătate, Hagi Lucescu, Nadia Comăneci, Hagi, dragostea din tei. Poate să da cu 30 de ani, gata, 4. Fredonau toți francezii, adică a fost isterie. În fine, au intrat pe muzică, nu știu ce, după care ne-am așezat toți la mese, s-a oprit muzica, a revenit muzica ambientală și 4 ore am mâncat. Dar am mâncat 3 feluri de mâncare. Așa. Un pește cu un piureoaș de trufe, așa, dar ceva, un amic. După aia a fost un digestiv, un șerbet de... o înghețată de mere și un lichior digestiv. Mă curățați papilele după lingura de mâncare de dinainte. Și aperitivele din grădină. După care au venit două feliuțe de brânză, una de comci, una de mărbie și un pic de salată.
Și după aia a fost desertul. Și n-a fost tortul mirese, au fost mai multe torturi prăjituri, tăiate bucățele mici și puse pe farfurii, câte 8 piese. Dar la așa... zi cinstit, la Chateau acolo venea Glovo, ai luat și tu ceva de mâncare. Da, bă, să știi că a fost foarte bine, de-aia sunt toți francezii ăia slabi. Un McPuișor, adică ceva? A fost arhisuficient. S-a băut vin. De-aia nici nu era muzică de dans, că nu avea energie. Vin de două feluri, șampanie și bere, punct, fără tărie. Și aia s-au făcut lolă toți. Și la ora 12 noaptea, zic, gata, s-a terminat. Că a fost tortul, zic, gata, mă, zic, ce ciudății. Oamenii, zic, nu dansează, n-au asta. Ce să crezi, la 12 a început nunta, cum ar veni. Cu dansuri, cu alea, am plecat acasă. La unul, că nu mai puteam, adică a fost prea lung, dar foarte interesant. Prea mult. Și în miezul nunții am cunoscut un fan, Vlad Țepeș. A venit la mine un domn francez. Ăsta n-avea treabă cu România, adică era francez jet be jet, nu avea nicio rudă în România, n-avea nicio, nu fusese în România. M-a întrebat de unde sunt în România, s-a apucat să-mi zică, zice, știai că Vlad Țepeș lăcrima sânge? Mi-a zis el fumând, dacă mă înțelegeți. Zic, ce? Ce? Cum lăcrima sânge? Zic, ce asta, o glumă sau ce? Ce nu e un studiu de, recent? De mila turcilor trași în seapă sau a scos telefonul, domnule, și mi-a arătat un studiu care circulă acum în diverse publicații de limbă engleză, studiu de luna trecută, de câteva zile, conform căruia au stabilit ei din saliva lui Vlad Țepeș, pe care nu înțeleg unde au luat-o, i-au zis că au recoltat-o din corespondență, dar la nu lingea scrisori, că domnitorii erau cu pecete, cu alte arăt. Aveau lingăi lor. Da. Ce ar fi stabilit? Așa, așa. Aveau o boală genetică rară, care se cheamă, uite, la ceva hemolacrimă. Hemolacrimosa. Da, și că atunci când lăcrima avea mici sângerări. Și asta, și probabil și probleme dermatologice. Omul francez era fiert. Mi-a zis că zice, au găsit mormântul la Napoli. Zic, cum e trezic? La și la Znagovu, nu știu. Înțelegeți-vă. Ceva club de șanjiști acolo, adică... Mă, era, da, mai mare. Înțeleg că te mai duci. Dacă... Mi-a plăcut, foarte frumos. Da, dar când mai mergem cu mâncare la pachet. Nu, măi, a fost foarte bine, spun. Băi, eu zic că punem la pachet sarmale la borcan, zacuscă, nu știu, și noi ce și facem nuntă, le arătăm cum să faci. Au avut vreo 20 de modele de aperitive și crede-mă că am mâncat. Da, mici. Mici, dar multe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.